Picioarele! Băgam iași! Domnul Media, aoleu! Oh, bună seara, ce s-a întâmplat aici? Aoleu, domnul, m-au aruncat unii, m-au bătut și mi-au rupt picioarele, că am fugit de ei. Ai nevoie de spitalizare sau... Nu știu, domnul, dacă mă ajutați puțin cu picioarele, văd dacă pot să merg. Mă uit. După aia cred că o să ai nevoie. Cred și eu, nu știu, din ce văd eu am ceva rană acolo pe piciorul drept ăla sub. Vă observ și eu, ai mai multe răni. Ce bine că nu... Mamă! La umăr, ce s-a întâmplat acolo? Acolo am picat cu umărul direct în... Na, am luat cea mai mare parte a impactului. N-ai nevoie de spitalizare sau... Deocamdată... Ea zice că nu prea deocamdată, dar pe viitor... Da, pe viitor probabil, Dacă ți se umflă rana de la picior sau de la mână, atunci te rog frumos să treci pe la noi. Sunt da, în taxi domnul, și... Da, domnul, o să merg pe la spital. Da. Păi. Bun, atunci, noapte bună. Noapte bună. Grijă de tine. Da, mulțumesc, domnul. Salut. Salut. Ai, băcață, ciur. În seara ce s-a întâmplat? Domnul? Să-l verific un pic. Aoleu, ce face asta cu pistolul la el? Mami... Hai să cur primul ajutor repede. Domnul Mozeț? Mamă. Ce faceți, domnul, cu pistolul ăla? Mozeț? Da. Ai nevoie de spitalizare? Că prea rău te cam simț. Mamă, mi-e toată la corp, mă, cap nu prea azi bine. Am înțeles. Auzi, hai un pic să te duc eu până la spital. Domnul, acum. Haideți, domn, stai să vă desc... Da, haideți lângă mine. Am vrut să salvez pe cineva și m-a lovit unul din spate cu armă în cap. Am înțeles, stai că ajungem imediat. Și ăla după aia suna la ambulanță, nu știu. Nu mai știu, da. Nu știu, despre ce mea mi-a zis că un om cu numele de Paul Marian v-a lovit. Cam așa sau... Da, e un trădător, e un fost prieten, e un trădător. Am înțeles. Păi puteți să-l dați la poliță, știți, nu? De unde că am fost la secție în poliții noi? Am înțeles. Auzi că acum dimineața auzi că nu s-au trezit cu gouăși bune. Am înțeles. Unde, domne? Dați puțin, domnul, să închid mașina. Haideți, domnul, după mine. Am auzit un... Stai, domnule, pe în altă parte. Nu aici. Stai. Aici. Da. Ne-a schimbat primarul de-aia. Și eu sunt cam de ieri prin ora, nu... Păi, domnul, haide după mine. Da, eu sunt... Da. O să mergem la... Oricum, pe unde o luam, tot pe aici ajungem, au loc. Haideți, domnul. În spate, aici. La etajul 4, domnule. La etajul 4, aici. Badumbas. Bun, domnule, haideți după mine acum. Las că trebuie să mă mai și eu.
Haideți, domnul. Domnul? Da. Ok, v-aș ruga să vă luați un loc acolo. Am să vă fac niște teste. Să vedem că aveți nevoie de o operație de ceva. V-ați pus pe pat? Domnul, vedeți că aveți acolo... Vă arată cum să vă puneți, na, dacă doriți un instructaj, ceva, eu știu. No, bun, stați că aduc un altar. No, pe unde ar fi, pe unde ar fi... Ah, ok. Bine, domnul. Pentru început, numele meu este Dr. Bubo. Și astăzi o să te verific. Stai să mă pun în fața ta. Da, v-aș ruga să vă întoarceți cu fața spre mine. Da, doamne, că nu prea știu. Așa. No, bun. Deci, locomoțe nu ai, capul spart. Nu prea, dar văd o rană acolo, nu-i bai cu bandajăm. Stai să mă duc să iau de aici. E de pe masă aici. Bun. Nu spir ceva, ok, dezinfectat. Vezi că o să te doară puțin. Ești alergic la ceva, pastile? Doamne, sunt sănătos, spun. Bun. Deci hai de da, dar nu o să mai fie care mă lovi cu vorba. Ai problema ta, nu. Dar vezi și cu pistolul ăla că nu prea este voie pe aici prin spital, n-am. Doamne, cum să zic, eu am și permis foarte armă și pentru o operare. Ok. Bun, hai să atunci să încep. Vezi că după vă începe să dezinfecteze na, rana, să zic așa. Așa. Mă, ce acolo? Mamă, dați mi spune. Nu, bun. Stai că am aici buzunar, mi-am pus o compresă repede. De la plastic, să zic așa, care se pune pe rană. E cu Nurofen, cu de asta, știi? Bun. Gata. Haide că l-am pus. Domnul meu. Aș dori să rămâneți internat sau... O, doamne, că am o treabă. Ok, atunci o să mai vin pe la control. Cum ați zis că vă cheamă, că să știu cum să vă... Domnul Tatar Alex, domnul. Alex? Da. O să chem pe domnul Alex, să zic. Da, dacă o să fiu în oraș, dacă nu o să fiu în Hawaii, știi? O să pot să vin. A, deci câștigă bine. Cam așa ceva. Bine, domnul, atunci va trebui să plătiți o sumă în jur de 4.000 de spitalizare. Haideți, domnul, că nu prea am bani atâția. Păi dacă sunt 9, atunci se las la 2.000. Ce zice? Profitabil? Că eu zic că, na, totuși, spitalizarea, medicamentele, un alta, în prima rând nu ne dă bani de atâta. Bine. Aveți să plătiți sau... Fac tată în bancă astea. Eu aștept. Bun, domnul. Puteți să ziceți cum vă cheamă? Paul Ballas. Paul Ballas, ok. Vârsta? 23. Bun. Înălțimea, dacă v-aș ruga. Eu zice că aveți 1,70, cam așa, 1,75. Nu știu, doamne, nu prea am fost. Din ce ora sunteți? La ITJ din Los Santos. Am înțeles, am crezut că sunteți de sus, de lângă Blaine. Că mai sunt alte persoane care, na, le iau de acolo. Ok? Nu. Atunci va trebui să plătiți pentru spitalizare. Medicamente pentru rana la cap. Aveți noroc că nu a fost mai grav. În jur de $2000. Doamne, n-ai vrea să fiu nesimțit acum o grubă de sel. De ce n-ai bani? Mi-ați băgat... cum să zic, pastile, acum o să visez numai pastile, o să am numai pastile în cap. Nu, domnul, e nu. Ceva ca să nu te mai doară. A, da, ok. E ceva care să nu te mai doară, dezinfectantul care și el costă la rând. Na, sunt multe chestii.
Alții colegi de-a mei cer mai mult, nu? Oh, domnule, haideți să plătim unde plătim. Stați că vă dau hârtia și puteți să-mi lăsați banii. Dacă doriți că nu, v-ați zis că nu doriți să fiți internat, atunci îmi puteți da banii și... Bun. Luați domnul hârtia. Bun, acolo e cu totul, semnătura mea. În caz de ceva. Haideți aici, la masă, să... Uite, aveți și calculator, puteți să mă Nu, treceți. vă trec eu după aia, nu e nicio problemă, domnule. Dacă nu, dacă doriți, vă trec și acum, nu. Bun. Deci, domnul Paul, în vârstă de 23 de ani, orașul Los Santos, a zis? Domnul. A, domne, și ciubuc, Păi, domnie. v-am lăsat la 2000, dar n-am, vă Lăsați, mulțumesc. lăsați, lăsați, data viitoare Bun. poate mă ajutați. Domne, dar nu știu, s-au făcut odată medicamentele astea la farmacie, că au La urmat. farmacie deocamdată se va ocupa colegul meu când va veni în oraș, știi? Acum mulți sunt în concedii și... Na, ce zic, eu sunt cam singur. Dar încerc să-mi fac treaba. No, bun. Eu te-am pus aici în baza noastră de date. Hârtia ți-am dat-o. Da, Acum, în da. caz de ți va fi rău, o să controleze, să-i spui la domnul care va veni la tine, că o să se poate uita în calculatorul acesta, în care aici e baza noastră de date și vă scrie, ok? Da. Bun, Știți, ok. eu mai mă protejez acum, că mi-e frică, dacă iau eu boală. Le iau un Nu, pumn, mască eu. multe boli au plecat. Haideți, domnule, pe aici să vă conduc afară. Da, nu știu ce domnul, că Și unde a venit. de cât timp sunteți în acest oraș? La parter, domnul, la parter. Știu. Bine că știi. Doctor Boban, acțiune. Bun. Deci, de cât timp ați zis că sunteți în acest oraș? Am și o ceate, nu știu. Am înțeles. Da, v-am adus prin spate. Sper că... Aici e mecanicul nostru, numai că acum nu e în oraș, știi? Deci aveți voie. Dar domnul, nu va bine o luăm pe aici. Că aveți și Cum? ambulanță prin față, om, pe aici, v-am... Păi, na, copturiți, A, e acum închis. e închis, e închis. Acolo numai când va dori șeful să-l deschidă. Aia am zis, am propus, băi, deschide, mă, și pe acolo, că e, na, nu Da. prea... Da, mai... E mai fain e, dacă deschideți de ușile, dacă ți dacă ați voi medicii sau dacă n-ați ceva. Nu știu, vedem că... Da,